Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre. Bună seara, Răzvan Zamfir. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Important ce se întâmplă cu domnul nostru premier astăzi, că a luat-o încolo, o luase într-o direcție, a luat-o spre lumea arabă, a luat-o într-o intenție de a vă ajuta, că el, după el, ar fi stat acasă. Nu-i trebuia lui tot drumul ăsta. El a mai fost acolo. El a mai fost mă acolo. Mă și gândesc dacă în lumea arabă, când vine domnul Ciucă, e veste bună sau e motiv de îngrijorare. Ultima dată când a fost, nu era îmbrăcat așa. Uite ce înțelegător se uită la... Asta este Mohamed bin Zayed. Unul dintre ei. Așa, că bin Salman e celălalt. Celălalt, nu s-a întâlnit cu... Zayed. S-a dus în Arabia, s-a dus în, la Emiratele Arabe Unite acolo ca să discute, să vedem despre ce, că până la urmă cu gazele înțeleg că noi stăm bine. Despre gaze nu știu dacă ar fi fost să fie vorba, pentru că s-a dus să se laude, să spună, bă, avem gaze. S-a dus să-i întrebe dacă au nevoie de gaze, pentru că România poate fi un exportator nu doar de siguranță regională, ci și de gaze, mai ales că după ce începem exploatarea din Marea Neagră, vă dați seama, vom fi noua Rusie, atât că noi nu invadăm pe nimeni. Cu cel puțin deocamdată. N-avem, momentan, dar nu știi, poate să urcă gazele alea la cap. Cine duce însă? Deci dacă citești presa de la Moscova, pare că avem tendințe expansioniste, că vrem să anexăm Republica Moldova, vrem să anexăm pe naiba, să ne ia, abia ne menținem în forma asta. Șubredă în care suntem aici, noi cu greu nu pierdem județe, că vor să-și declare, cred că nu mai vorbesc de Ținutul Zeguiez. Mă aștept și județul Giurgiu să-și proclame independența în perioada imediat următoare. La cât de... dezmembrat așa e țara asta și ce hal. Ne-au lăudat rușii foarte mult și cu asta, da. Cu intenția asta expansionistă ne-a mai lăudat și în provința lui ministrului de externe, lui Lavrov, când n-a putut să zboare peste nu știu ce țări și ne-au băgat și pe noi, deși n-avea drum pe aici și ne-au catalogat ca fiind aroganți sau ceva, aroganția de români. Da, România, știți că s-a... N-am auzit. Așa s-a consacrat printr-o atitudine arogantă a liderilor săi față de alți demnitari. Că da. Nu, ei sunt aroganți, Radu, să nu avem vorbe. Dar sunt aroganți cu noi. N-am auzit vreun demnitar român să fie arogant cu alt, cu un omolog sau cu alt demnitar sau cu vreun lider. Uite, deci, uite-l pe Nicolae Ciucă, dânsul e cel văzut în spate, așa, semiprofil din spate. Este cel fără cerceaf. Mohamed bin Zayed, tot mă străduiesc să-i rețin numele. Bin Zayed, țin neapărat să le țin la un moment nu dat. Nu știi nici că omul ăsta se duce acolo să se ploconească și tu cu aroganța tipic românească, cu cerceaf bin Zayed, cum îl cheamă nu, pe da, om. Nu, ziceam apreciativ, atenție. Nu, ce? Nu, nu, apreciativ. Nu mă înțelege greșit. Cerceaful ăla, ziceam, uite ce, că mi se pare o chestie mișto, adică e ceva... Sigur, dă bine, ne privim cu jind. Chiar mă gândeam de ce n-are și al nostru. Dar vezi ce temperaturi sunt în București, cred că asta ar trebui să fie și portul nostru local. Observi într-un plan secund oameni cu mască? Dovadă că acolo pandemia continuă, domnul Vuzeru. Oculta n-a ieșit, n-a părăsit Arabia Saudită. Interesele soroșiste și Bill Gatesiste încă sunt bine reprezentate în Arabia Saudită. Bine. Pentru că au oamenii mască în plan secund. Sunt curios ce zic ăștia pe Facebook când văd măștile astea. Bine, stai un pic, că nu știu, dar în Arabia Saudită, cel puțin la ăștia, la Emiratele Arabe Unite, există acest necaz, dar să vedem dacă are și Mohamed bin Salman celălalt problema asta pe cap. Hai să urmărim ce a făcut domnul Ciuc acolo în regiune. Cu ce s-a întors, că altceva, nu știu, bine, poate să fi mers pe zona de petrol. Acolo poți să zici că avem nevoie de oameni și să ne dea o mână de ajutor. Ia să vedem. Premierul Nicolae Ciucă s-a aflat în ultimele două zile în Emiratele Arabe Unite. Șeful guvernului s-a întâlnit cu șeicul Mohamed bin Zayed al Nahyan, președintele din Emirate, și cu șeicul Mohamed bin Rashid al Maktoum, vicepreședintele și prim-ministrul țării. Discuțiile au vizat dezvoltarea și consolidarea dialogului bilateral la nivel politic, economic și sectorial între cele două state. În cadrul întrevederii au fost abordate teme importante și prioritare pentru Emiratele Arabe Unite și pentru România, precum și subiecte de interes regional și internațional. Principalele teme au vizat proiecte în domeniul energiei, infrastructurii portuare, agriculturii și IT, se arată într-un comunicat al guvernului. Vizita a precedat cea de-a doua sesiune a Comisiei de Cooperare între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe. Din delegația oficială care l-a însoțit pe premierul Nicolae Ionel Ciucă, în Emiratele Arabe Unite au făcut parte Sorin Grindeanu, Virgil Popescu sau Adrian Chesnoiu. Bun, acum, pe de altă parte, vă dați seama că poate să se laude cu gazele României, dar poate să se mai laude când cu o chestiune, pentru că ei, când au descoperit gaze până la urmă, da, când au reușit să descopere gaze în regiune la ei acolo, da. Da? Emiratele Arabe Unite, da. Sigur că nu aveau cu să le livreze, stau cu ele degeaba acolo și până nu s-a descoperit această tehnologie de lichefiere a gazului, erau până anii 70 o regiune săracă în continuare. Când s-a descoperit această tehnologie de lichefiere, mamă, un
entuziasm mare, au devenit una dintre cele mai bogate țări din lume. Noi când am descoperit gazele din Marea Neagră, ce am făcut? Noi când am descoperit gazele din Marea Neagră, bă, pur și simplu n-am făcut nimic. N-am făcut nimic, le-am ignorat, am trecut mai departe. Da. Ne-am considerat informați și am mers mai departe. Mă gândesc, domnul Fuzeanu, dar s-ar putea să fie incorrect politic. Dar ce mai e corect politică? Te rog să te calmezi în primul rând. Mă gândeam așa că eu, în mintea mea, îți dai seama, cu problemele astea cotidiene, cu războiul pe cap, am confurat Emiratele Arabe Unite cu Arabia Saudită. Și încercam acum, după ce am văzut materialul rezat de colegi, să prezint o explicație, domnule, că na, costumația e similară, e greu să... Și mă gândeam dacă și ei acolo, ori zice, premierul Bulgariei, premierul Ungariei, premierul României... Planează aceeași și vreun... comentator de la televizor, dar zice, bă, dracu să ia, toți sunt îmbrăcați la fel, costumă, cravată. Știi cum mă gândeam? Dacă și la ei se pune problema. Domne, când îi văd pe ăștia toți la fel, aceleași costume, aceleași cravate, aceleași... Dacă și le există aceeași problemă. Bă, până la urmă și la nivel de denumire, pe ăsta al Arabiei Saudite îl cheamă Mohamed bin Salman, iar pe ăsta a reușit să rețin, îl cheamă Mohamed bin Zayed. Îți dai seama când se întâlneau ei cu miniștrii de finanțe de România? Ba, domnul Câțu, ba, domnul Câciu. Și acolo curcătoare bani. Dar doamna Viorica Dăncilă, nu? Când s-a dus acolo, de-a zis, a încurcat pricina cu Podgorița. Adică sunt și niște gafe mai spectaculoase decât atâta, da. Bun, acum apropo lucru de gafe spectaculoase, l-avem pe domnul acesta Iulian Iancu. Vorbeam despre această situație în care noi am reușit să zacem. După ce am descoperit gaze Marea Neagră, am reușit să stăm vreo 10 ani fără să ne ocupăm fără să de ne ele atingem, n-am intrat în ele. Lasă-le acolo și le-am păstrat pentru momente delicate, domnul Buzeu. Păi altfel acum ce exploatăm? Când a trebuit... Lasă că nu știi când invadează Rusia Ucraina și noi o să fim cei mai feriți. Umblăm la punguța. Astea sunt gaze negre. Da. Pentru zile la fel de negre. Negre, da. Păi ținute de pe Marea Neagră, nu? Până la urmă despre asta e vorba. Normal. Dar încurcătura vine tocmai din ideea guvernarea că... guvernarea neagră. La momentul respectiv mi-aduc aminte că se și folosea argumentul ăsta. Dom'le, stai un pic, că nu trebuie să exploatăm noi. Asta poate să rămână după aia moștenire copiilor noștri și nu trebuie să ne exploatăm noi acum, să le consumăm. Între timp vedeți că gazele încep să fie o resursă din ce în ce mai evitată. Adică se încearcă cumva evitarea exploatării gazelor. Nu avem țări importante din Europa care încearcă acum să reducă exploatarea gazului, tocmai în ideea asta a Green Deal-ului, dom'le, să terminăm o dată cu acest gen de situație. Bun, și acum l-avem pe om acesta în imagine care a participat la această reținere a noastră de a nu exploata gazele din Marea Neagră. Este o persoană extrem de importantă, o persoană, domnul Iulian Iancu, care a fost astăzi votat de plen ca fiind membru în conducerea ANR, înlocuindu-l în mod oficial pe fratele domnului Stănescu. Deci șef în ANR. Șef în ANR. În ANR. Da. Nu în este ANR. Șeful. Nu e șeful ANR, dar e șef în ANR. Diferența între șeful ANR și șef în ANR e, cred că, de câteva mii de euro. Da. Cam asta înseamnă articolul hotărât. Dar să nu vă faceți griji, oameni buni, nu e momentul să strângeți, să faceți o colectă prin blog, să strângeți niște bănuți, că câteva mii de euro în minus față de șeful ANR, oricum îl plasează pe domnul Iulian Iancu la nivelul de, dacă se încordează puțin, se duce spre 10.000. E într-o situație extrem de favorabilă, deci, financiar. Nu vorbind, este un muritor de foame. Puteți să difuzați și imagini cu el, poate telespectatorii își doresc să vadă, poate n-au avut ocazia până acum, cum arată un om care, mulțumită Parlamentului României, chiar nu va avea probleme financiare în perioada imediat următoare, pentru că această cutremurătoare răspundere din ANR vine la pachet și cu multe mii de euro în fiecare lună. Am putut să ne gospodărim și noi să-i dăm să le dăm ce corect. Acum... ăștia, ASF, da? Acum... sunt două instituții cheie unde se ciugulește bine de tot. Ei și-ar dori să spună că încasează niște indemnizații pentru munca prestat. Mie îmi place să spun că așa ciugulesc ei din banul public. Câte 8.000 de euro, câte 10.000 de euro, câte așa. Pentru că eu nu pot să am foarte mult respect pentru aceste două instituții, ASF și ANR. Din următoarele două motive, eu nu respect instituțiile acestea două. Da. E legal să nu respecti o instituție? Este deocamdată legal. Vedem. Dacă deschide poliția în studio până la finalul emisiunii, o să presupun că nu e legal. Dar eu nu respect ANR-ul pentru că am trecut printr-o criză a energiei iarna trecută și dinspre Autoritatea Națională de Reglementare în Energie n-au venit decât niște firave, niște adieri de comunicate de presă și niște mici intervenții televizate de la nivel de vicepreședinte, în timp ce președintele acestei instituții era dispărut într-o misiune. Sper. Deși era dispărut prin omisiune în concediu. Deci nu respect ANR-ul sub nicio formă. Iar la ASF am discutat. Iar la ASF, uitați-vă cât costă asigurările RCA, da, polițele RCA, ce prețuri au atins,
Pentru că niște băieți de la ASF, pe care i-am prezentat de multe ori, niște succese financiare de 10.000 de euro fiecare membru al Consiliului de Administrație, cel puțin 10.000 de euro, n-au fost în stare acești cetățeni extrem de bine plătiți, vulgar de bine plătiți, să gestioneze criza City Insurance sau chiar să o prevină. Deci, că de-aia am ASF ca să n-am City Insurance. Oamenii ocupați cu lucrul acesta nu și-au făcut treaba. De unde știm că sunt ocupați cu lucruri importante? Din aceste sume pe care le ridică lunar excesiv de mari. Acum, îl avem pe domnul acesta Iulian Iancu, care până la urmă noi îl vehiculăm ca fiind un om reușit din punct de vedere financiar, dar ați văzut cât costă în momentul de față orice. Nu știu dacă în salariul ăsta de la el 7-8.000 de euro câte plinuri își mai poate face de benzină, adică până la urmă s-au și devalorizat banii. Are și el dreptul cumva la nefericire. Stai, domnule, un pic, că iau banii ăștia, dar ați văzut cât costă toate lucrurile. Acum, încurcătura cu domnul Iulian Iancu este generată în primul rând de câteva suspiciuni care planează asupra lui, pe care le-am mai menționat și trebuie să le reluăm acum. În august 2019, președintele Klaus Iohannis a respins numirea lui Iulian Iancu, propus de Viorica Dăncilă în funcție de premier pentru pe teme economice, și la momentul respectiv președintele spunea că există decizii asumate în numele statului român în baza parteneriatul strategic. Ideea era că, bă, ne strică asta relațiile cu țările civilizate, cu țările europene. De ce? Că este bănuit ca fiind omul rușilor. De unde această bănuială? Această bănuială vine din Wikileaks-uri, unde era trecut acolo ca fiind omul Gazpromului. De asemenea, sigur că e interesant că vine și certifică această bănuială într-un fel la momentul în care o delegație în 2010 a Gazpromului s-a aflat la București și domnul Iulian Iancu afirma, zic cei de la Ziare.com, că Gazprom ar putea să facă o ofertă României pentru gazoductul South Stream. Ăsta e un gazoduct care n-a mai intrat în funcțiune, dar la momentul respectiv se plănuia să poată să treacă chiar până România. Și deputatul afirma la acel moment că România ar putea avea un profit de sute de milioane de euro dacă South Stream va trece pe teritoriul nostru și cerea ca să venim cu un preț mai bun și așa mai departe. Deci, practic, părea la momentul respectiv avocatul ăstora de la Gazprom. Astăzi, uitați-l acolo în funcție. Ce mi se pare însă suspect în privința lui este că el este cel care a participat la blocarea începerii exploatării gazelor din Marea Neagră în urmă cu câțiva ani pe vremea domnului Dragnea, la momentul în care se vota legea offshore. Hai să vedem ce zic cei din Parlament despre omul ăsta. Este o rușine ca Parlamentul României și mai ales PSD, care a făcut această nominalizare, să-l propună pe, practic, nu pot să zic, creatorul legii offshore din 2018, care a alungat toți investitorii și care a întârziat extragerea gazului natural din perimetrele din Marea Neagră, dar să propună un astfel de om pentru ANR, după ce au mai dat odată cu Muci în fasole, în care au pus întâiul dintre agricultori pe Alexandru Stănescu în aceeași poziție. Mai țineți minte când președintele Iohannis, care acum este partenerul dumneavoastră, spunea că domnul Iulian Iancu periclitează relațiile cu statele occidentale și de aceea nici măcar nu l-a numit în funcția de vicepremier în guvernul Dăncilă. Dar haideți să vedem ce va face domnul Iulian Iancu la ANR. În primul rând va câștiga un salariu de 9.000 de euro pe lună, adică pe restul de mandat pe care îl mai are, în total va câștiga 324.000 de euro pe lună, fără ca să ia decizii în interesul consumatorilor care plătesc facturi enorme la energie. PSD creează milionari în euro la stat. Păi cred că unii nu au jenă. Primul ministru al guvernului liberal împreună cu USR, care a liberalizat prețurile energiei și de-aia au explodat prețurile la gaze și electricitate, vine și ne vorbește de energie. Păi 2019 și 2020 a să avem majoritate. A trebuit să ne întoarcem noi la guvernare și să modificăm noi legea offshore, pentru că voi cu majoritate n-ați făcut-o. Oare de ce? M-am săturat de manipulările astea ieftine ale dumneavoastră cu privire la liberalizarea prețurilor la energie. Eu zic să ne duceți înapoi în comunism, să reglementați tot ce mișcă, și prețul la periuțe de dinți, și la pâine, și la ce mai vreți dumneavoastră, și înapoi în comunism să mergem, pentru că nu-i așa, era mai bine atunci.
Cert este că domnul acesta Iulian Iancu a fost respins de către președintele României. Vă reamintesc cu acest argument. Domne, periclita parteneriatul strategic cu statele occidentale, zicea președintele României la momentul respectiv în urmă cu 2 ani, da, 2019, 3 ani. Nu vreau să periclitez parteneriatul ăsta cu numiri precum cea vehiculată de Partidul Social Democrat. România are un drum european, un drum prin care își consolidează statutul de drept și valorile democratice și nu pot accepta propuneri contrare acestei direcții. Ia uitați-l acum pe domnul Iulian Iancu instalat acolo. Deci, ce o zice domnul președinte? Nominalizarea lui Iulian Iancu la ANR de către Parlamentul României, chiar numirea în funcție, nu e de natură să ne surprindă. Iulian Iancu a fost extrem de vizibil în ultimele luni pe subiectul energiei și ANR, instituția asta de unde domnul Iulian Iancu va primi 9.000 de euro, că trebuie să-i primească, sunt banii bănuții lui. La urmă intră în economie, domnul Zafir, că nu rămâne cu ea acasă, sper îi cheltuie, că intră în economie. Îi cheltuie, poate cumpără poate benzină, dă-i... Da, dacă nu cumpără benzină. Da. Are și mașină de serviciu de bani, că nu prea cumpără nici benzină. Dar niciun fel de problemă, nu sărăcim din cei 9.000 de euro pe care îi oferim domnului Iulian Iancu. Problema e că Iulian Iancu a muncit mult pentru nominalizarea asta, a obținut-o într-un final. Problema nu e la Partidul Social Democrat din rândurile căruia provine Iulian Iancu. Sau nu aceasta e problema. PSD e o problemă în sine. Problema este, domnule Buzăianu, la Klaus Iohannis și Partidul Național Liberal. Pentru că în urmă cu 3 ani, Klaus Iohannis spunea ce ai zis tu puțin mai devreme, că acceptarea lui Iulian Iancu în funcție de vicepremier pe probleme de economie implică periclitarea deciziilor asumate în numele statului român în baza parteneriatului strategic cu statele occidentale. Deci numirea în funcție de vicepremier al lui Iulian Iancu în urmă cu 3 ani ar fi tras o aproape cortină de fier între noi și Occident. Atât de periculos era Iulian Iancu în ecuația discursului prezidențial. Deci nu l-acceptă. Președintele României, Klaus Iohannis, ați observat de-a lungul timpului, acceptă cam orice în guvernul României. Deci vicepremier pe probleme economice. Asta da, dar asta n-a putut accepta. Da. Noi atunci am considerat că domnul Iulian Iancu e stigmatizat. Pentru că atunci când ești acuzat de cotroceni că pui în pericol parteneriatul strategic cu statele occidentale, înseamnă că tu reprezinți interesele al cuiva, că altfel n-ai cum să le periclitezi. Nu? Păi așa era și poți să periclitezi deciziile asumate de statul român în baza parteneriatului strategic cu statele occidentale. Deci ce face? Ne târăște înspre est, ne ia la sub braț și fuge cu noi la ruși. A doua zi după respingere, Sputnik îl lăuda pe fostul deputat PSD Iulian Iancu. Îl vorbea de bine. Sputnik. Ceea ce atrage din nou suspiciunea. A alimentat în continuare această presupunere. Trec 3 ani și la ANRE, Agenția Națională de Reglementare în Energie, jucător esențial în contextul ăsta mai larg, da, al crizei energetice, al problemei legate de gaze, este numit domnul Iulian Iancu cu voturile PSD și ale Partidului Național Liberal, care, cum să spun eu, nu există Partidul Național Liberal, există Klaus Iohannis. Deci domnul Klaus Iohannis, cum poate un om care în calitate de vicepremier pe probleme economice să pericliteze relația noastră cu Occidentul, să fie acceptată dumneavoastră acum în ANR? Deci, salariu de 9.000 de euro. Deci bizarăria este evidentă în tabăra aceasta, pentru că cei de la Partidul Social Democrat sunt consecvenți. L-au propus și atunci, sigur, era altă garnitură, nu contează, era același partid. L-au propus și în 2019, îl propun și acum. Oamenii ăștia au o stare de consecvență. Pe de altă parte, mai apare și această informație în spațiu public legată de domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu vine și îi întreabă pe cei de la SRI, chestionează în legătură cu această problemă. Da. Îi întreabă, domnule, e în regulă? Și ce răspund cei de la SRI? Informațiile sunt că nu au răspuns. Acum, informații, suspiciunile sunt că nu au răspuns. Nu au dat niciun răspuns în privința asta. Domnul Buzăianu, președintele României este teoretic cel mai bine informat om din statul român. Da. Dacă președintele României a considerat că Iulian Iancu periclitează parteneriatul nostru strategic cu statele occidentale, presupun că a făcut-o în baza unor decizii, în baza unor informații obținute de la serviciile de informații. Dar eu nu înțeleg cum poate primi roșu ca vicepremier în 2019 și verde
ca membru în Consiliul de Administrație de Supraveghere, de cum doamne iartă se numește, dar tot de administrație e, al ANRE, în 2022. Ce s-a întors? Sunt două variante în momentul de față. Trei variante în momentul de față. Prima variantă ar fi că președintele României a mințit în 2019 și că domnul Iulian Iancu nu ar fi periclitat absolut deloc parteneriatul nostru cu Occidentul. Și că pur și simplu a vrut să se încordeze iarăși președintele României în fața PSD-ului să-i respingă o propunere. Varianta 1. Varianta a doua. Președintele României a spus adevărul în 2019 și în momentul de față, în baza unei negocieri, dar te întreb eu cu cine? Cu Rusia? A trebuit să-l accepte pe Iulian Iancu, cel care, potrivit informațiilor, nu? N-ar fi funcționat, potrivit informațiilor de la Cotroceni, n-ar fi funcționat în interesul României și al statelor occidentale și al altora. Avem câteva lucruri pe care le punem cap la cap, în baza, care ne conduc către această concluzie. Ce și a treia variantă, domnul Buzăianu, era omul rușilor, dar la un tot serviciile noastre și acum e omul ochietor. Da. Altă explicație, ce ai putea găsi? N-aș găsi nicio explicație. Nu știu, am luat toate variantele posibile, nu știu care e aia corectă. Noi operăm acum cu informații vehiculate în spațiu public, lucruri care s-au întâmplat. Cel mai suspect dintre aceste lucruri întâmplate e faptul și evident e faptul că Iulian Iancu este cel care a participat la blocarea începerii exploatării gazelor de Marea Neagră în urmă cu câțiva ani. Am ajuns în momentul acesta că peste încă câțiva ani vom începe exploatarea gazelor din Marea Neagră. Știm că rușii au o problemă cu exploatarea gazelor din Marea Neagră și am explicat aici de nenumărate ori că unul dintre motivele pentru care au anexat Crimeea era tocmai pentru că ucrainenii începeau acolo în Crimeea, în perimetrul lor, să exploateze resursele de gaz. E, acum încurcătura vine din faptul că, uite, turcii, de exemplu, au găsit gaz în Marea Neagră într-o relație mai bună cu rușii în urmă cu 2 ani. În urmă cu câteva zile s-au apucat de exploatări. Adică, cam, până la urmă, aici e diferența între noi și ei. Noi am găsit acum 10 ani și nici acum nu am început exploatarea. Într-o telegramă citată de WikiLeaks, Georgian Pop, fost deputat PSD, membru în Comisia de Control SRI, considerat un apropiat deopotrivă al lui Viorel Hrebenciuc și al Serviciului Român de Informații, astea sunt speculațiile de presă, că n-a deranjat deloc serviciul, nici nu funcționa ca membru în Comisia de Control. Cei că-i reprezentantul instituției. Dar era coleg cu el. Era cu cine? Cu domnul și era Iancu. Sigur, e PSD-ist. Dar da. E citat el într-o telegramă publicată de WikiLeaks, spunând că Iulian Iancu ar fi omul Gazprom. Asigur, aia e o telegramă apărută pe site-ul de dezvăluiri WikiLeaks, pe Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, se chinuie să-l extradeze, să-l bage în pușcărie de cine știe câți ani, că nici nu mai număr. Deci, mă rog, totul e controversat. Acum nu ne putem da cu presupusul, dar aș vrea să-ți prezint un element extrem de interesant cu privire la această organizație numită ANRE, pe care eu o suspectez și vă voi prezenta și indicii temeinice, de fapte ce depășesc cadrul legal. Eu cred că la ANRE trebuie să descindă procurori. Așa, în ultimele luni, poate o coincidență, am mai atras noi atenția asupra unor organisme ministeriale, guvernamentale și a unor personaje și, ușor, ușor, procurorii ne-au dat dreptate. Vreau să vă spun că în ajunul Crăciunului trecut, această companie numită Tinmar Energy a decis să deconecteze termoenergetica. Termoenergetica e fost arat de domnul Buzăianu. Da. E compania care asigură livrarea agentului termic în capitală. În capitală. Și Tinmar furniza o serie de gaze. E, de ce nu s-au înțeles Tinmar Energy cu termoenergetica? Pentru că termoenergetica a refuzat scumpirea cu 60% a gazelor. Dom'le, nu-ți dau cu 60% mai mult. Și atunci Tinmar a spus, păi te deconectez. Și atunci termoenergetica s-a dus în instanță și a obținut, printr-o ordonanță președințială, suspendarea oricărei decizii de deconectare. Instanța a obligat Tinmar să nu deconecteze termoenergetica. Era în pragul Crăciunului, reamintesc. Da. Știi ce a făcut Tinmar Energy? Ce a făcut domnul Zanfir? A deconectat termoenergetica. Împotriva unei decizii. Împotriva deciziei instanței. Și ar fi trebuit să facă ANRE. Știi de ce a deconectat termoenergetica?
ca să poată vinde volumele alea mari de gaze la bursă, la prețuri de 3-4 ori deci mai mari. Deci un motiv nu dă nebuni, asta nu e important. Ca să facă bănuțul. Important, nu dă nebuni. Deci da. Hai Ducie, deconectezi termoenergetica, las pe ăștia fără căldură, că nu mă interesează pe mine, și speculă, și vând pe piață. Da. Pentru o astfel de decizie, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, ANRE, are obligația să retragă licența de funcționare unei astfel de companii. Deci te obligă instanța să continui furnizarea. Tu deconectezi ca să vinzi la bursă, în mod speculativ, gazele pe care ar trebui să le livrezi către o companie care deservea populația și tu rămâi cu licență. Nu se poate așa ceva. Ce crezi că a făcut ANRE-ul condus de oamenii ăștia? Că altfel nu-i pot numi. Îi pot numi, dar iar iau amendă dacă îi numesc cum îmi vine la gură. Cum îl cheamă pe șeful ANRE? Uite, cum îl cheamă, mă, pe șeful ANRE? Că l-am tot pomenit. Acum că Chiriță, mă! Domnul Chiriță, da. Oana Chiriță. Electricianul, da. Electricianul. Deci nenea electricianul, sindicalistul, PSD-istul, pus la ANRE, poză cu el pe ecran, să vadă că e vorba despre el. El e. Mitică Chiriță. Ia zi, Mitică Chiriță. De ce n-ai retras licența, Mitică Chiriță, de la Tin Mare Energy, care împotriva ordonanței președințiale a deconectat termoenergetica în pragul Crăciunului? Zi, Mitică Chiriță, pe ce bani te-ai dus tu în concediu? Te-ai dus pe banii din salariul ăla foarte mare pe care îl obții? Mitică Chiriță. Sau din alți bani? Poate ai câștigat la loterie. Poate ai primit un cadou. Poate ai prieteni în niște companii. Care e motivul pentru care ANRE nu retrage licența unei firme care, împotriva deciziei instanței, împotriva interesului public, deconectează în mod abuziv termoenergetica, compania municipală care asigură livrarea agentului termic. Adică dacă în privința... Zi, domnul Buzeanu, tot. Care anumitor e? Lucruri, se zici că s-a furnizat... M-așez aici să stau lângă Mitică Chiriță. S-a furnizat, așa. S-a furnizat argumentul că, domne, n-au atribuții, domne, ce erau să facă și așa, da, mai departe. Bă, dar nici aici n-au atribuții. Adică, până la urmă, cu ce se ocupă oamenii ăștia? Dacă niciun, într-o situație atât de evidentă, oamenii ăștia nu au nicio reacție și nu fac nimica. De ce mai există oamenii ăștia în funcțiile pe care le dețin? Că până la asta e argumentul pe care... Sigur că noi vorbim acum, noi ne întrebăm lucrurile astea și nu se întâmplă nimic. Dar știa Mitică Chiriță? Mitică Chiriță, știai de ordonanța președințială? Știai de deconectarea termoenergetică? Știai, Mitică Chiriță, să erai în țările calde? Cum să nu organizezi tu parlament, să nu constitui o comisie de anchetă? Măcar să-l faci de râs, dacă nu poți să-i faci altele mai grave. Cum să nu organizezi tu o comisie cu audieri publice în care să-l chem pe Mitică Chiriță în parlament și te zici, Mitică, nu ți-e rușine, Mitică, ce ai făcut? Bre, Mitică. Mitică și cu ziarul așa, să-i dai lui Mitică peste mâini. Mitică, de-aia te-am pus eu la ANRE, mă, Mitică. Știi? Și să-l bați cu ziarul așa. Nu cum se poate. Gigi Becali bătea ziarul cu palma? Și Mitică Chiriță cu ziarul dat așa peste mâini. Mă, Mitică, nu ți-e rușine, mă. Adică omul ăsta vă încasează banii. Cu Mitică Chiriță nu vorbești. Domnule Chiriță, da, este, da, inacceptabil. Nu poți să, deci nu, trebuie să cobori nivelul la să nu înțeleagă. Nu știu care e argumentul pentru care omul nu a retras acea licență. Nu știu. Poate să fie... ANRE-ul, nu doar el. Dar el e șef. Ca șef. Da, da. Da, 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 mă gândesc că dacă, Doamne ferește, nu pot să mă refer la ei ca fiind așa ceva. Dar dacă ar fi făcut lucrurile de așa natură, mă rog, să fie o argumentație financiară acolo, să fi luat, Doamne iartă-mă, vreo pagă, nu zic că el, în general, ce, orice. Bă, hai să le dăm bani mai puțin, că, de exemplu, la Kerner așa se face, îl dai un salariu de bază mai mic și ei trăiesc totuși până la urmă, că așa e argumentația, trăiesc din ce li se mai dă acolo după aia și nu își pagă aia, ci e un bacșiș. Trăiesc din bacșiș, de-aia salariul e mic la Kellner, că trăiesc din bacșiș, să nu mai aibă salariul ăsta atât de mare. Nu știu dacă despre asta e vorba. Ne gândim, ne punem întrebări. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem. Bună, România! Sigur că avem de a face cu această veste extraordinară venită de acolo, de la Budapesta, unde înotătorul nostru David Popovici a obținut din nou medalia de aur și la proba de 100 de metri. Practic, în momentul acesta, a devenit primul campion mondial din istoria României și a stabilit astăzi al patrulea timp din istoria probei. E o reușită pe care o celebrăm acum, mai ales într-o stare de mediocritate în care stăm cu sportul, într-o stare de jenă în care ne aflăm în general. Scoate capul băiatul acesta și uitați-vă și noastră ce obține. Sigur că acum mirarea este legată de condițiile în care a reușit să iasă, din ce a reușit să iasă sportivul nostru, că până la urmă ne uităm așa pe condițiile pe care le oferim sportivilor să se pregătească și să reușească să concureze cu cei din Franța, din America și așa mai departe, și constatăm o știre din
Că interesantă știrea asta emoționantă. Ce știre, Radu? Din anul 2012, când ne-am apucat să facem un bazin. A zis, bă, hai să facem un bazin pentru sportivii noștri. Da. Și am făcut un bazin, dar a ieșit cu 40 de centimetri mai puțin. Un bazin mai mic am făcut. Nu? Am făcut un bazin mai mic cu 40 de centimetri și sigur că la un moment dat când s-a măsurat că trebuia omologat să fie un bazin olimpic, s-a dovedit această chestiune. Ei au zis, bă, las-o așa, lasă că fie la naibii de 40 de centimetri. Vă dați seama că aici vorbim de sutim, vorbim de... Îți dai seama cât sportivi români aveau senzația în timp ce îi notau acolo că uite ce timp bun au scos, pentru că era cu 40 de centimetri mai mic bazinul, respectiv în care concurau, în care se, mă rog, se aruncau ei. Problema e următoarea. De ce totuși, reușim acest succes? Că și asta e o mirare. De ce... N-avem doar un singur bazin și ăla mai mic. Mi se pare că sunt două bazine omologate. Mai avem unul, da. Și mai avem și bazinul lui David Popovici, care a văzut că e foarte bine lucrat. Deci mai avem și bazinul ăsta. Și avem și de-astea omologate. Am înțeles că se antrena puternic și în afara granițelor țării. A fost subiectul unui interesant material de presă, domnul Popovici, când s-a transferat de la Steaua la Dinamo. Și Dinamo, într-adevăr, i-a creat toate condițiile pentru a performa. Este și un sportiv bine plătit, are o echipă, statul, statul român, el e jucător la un club de stat, la clubul CS Dinamo al Ministerului de Interne. Și acolo, din câte am înțeles, că aș minți să spun că am documentat intens subiectul, dar am citit câteva materiale publicate, inclusiv de jurnaliștii de la DOR, mă rog, mai multe decât o revistă. Am înțeles că s-a investit în construirea unei echipe extrem de profesioniste cu care să lucreze. Și atât că există și niște argumente concrete pentru acest succes, nu doar întâmplarea. E aceeași retorică, n-a schimbat-o nimeni de câteva decenii, de vreo 20 de ani, o tot audio, e probabil foarte veche, cu domne, statul român n-a făcut nimic. În principiu, statul român nu prea face absolut nimic. În cazul tânărului campion David Popovici, statul român n-a Am făcut ceva. Treaba. Dar imediat ne-am dus în argumentele astea. Dar n-am făcut nimic, n-avem niciun merit. Sigur că noi, personal aici la masă, nu avem un merit pentru performanța lui. Dar faptul că ne putem regăsi în insuccesul echipei naționale de fotbal și putem să trăim acel insucces ca fiind al nostru. Uite de și tu în ce stare de mediocritate suntem. Vedem tricolorul, vedem steagul României pe tricourile băieților la mediocri. Da. Bă, da, ar trebui să ne regăsim și în băiatul acesta. Adică totuși, de ce doar să rezonăm doar cu mediocritatea și să nu rezonăm și cu succese de genul acesta? Păi stai tu, la mediocritatea echipei naționale de fotbal te simți părtaș? Păi da, ai o vină? Părtaș, pare... mi se pare că e inadmisibil ca domnul Burleanu, domnul Stoichiță și domnul Iordănescu să continui să conducă fotbalul românesc și echipa națională. Beneficiind de însemnele naționale. Adică deci, eu acolo am o problemă. Frustrarea în ceea ce privește echipa națională de fotbal a României este proiectată asupra acestor persoane. Eu nu spun că poporul român nu e în stare să aibă, doamne, iartă-mă, o echipă națională de fotbal. Nu! Spun că poporului român i-a fost impus un conducător în fotbal cum este acest Burleanu. Răzvan Burleanu, care, din păcate, regretabil, împart un prenume. Răzvan. Nu l-am votat. Atenție, nu l-am votat. Adică nu e ca și cum... Nu l-am votat. Noi, nu e vina noastră. Nu știu dacă cine l-a votat acolo. Ce mașinațiuni au fost făcute. Păgică Popescu l-au arestat. I-au făcut potecă acestui om. Văd că rămâne... Vrea să-i depășească mandatele lui Mircea Sandu. Adică, scuze-mă, Mircea Sandu era controversat într-o perioadă în care exista echipa națională. Domnul Burleanu e controversat într-o perioadă în care se desfințează echipa națională. Deci nu avem ce să discutăm despre Edi Iordănescu, un om care a spus că după acel insucces dramatic că își asumă. Păi bă, ți-asumi în plecare, din mers să ți-asumi, nu rămâne de acolo. Acum ne întoarcem la așa, să venim aici. Da. Și aici te poți bucura pentru un succes al unui sportiv român, dar unde într-adevăr mie mi se pare că exagerează, sunt mândru de ceafă. Nu, n-ai niciun motiv să fii tu mândru că David Popovici... Faptul că dintre noi a ieșit un sportiv de genul acesta e un motiv de bucurie, un motiv de mândrie. Faptul că dintre noi români de bucurie, dar e de un motiv de bucurie și de mândrie pentru asta americani că le cântă imnul și uite ce sportiv am generat, e un motiv pentru toată lumea asta. Numai la noi, când avem un succes de genul acesta, ne ducem așa într-o stare de modestie. Dom'le, un succes personal. Lasă-mă să ne bucurești, ne, că dintre noi... Să ne lipim și noi la succesul băiatului. Ne lipim, nu ne lipim, e vorba de lipi la succesul
Ministrul Băiatului, în momentul când, când ești reprezentat de niște oameni mediocri, de niște sportivi mediocri, te superi pe federație. Simți cumva un insucces al țării în ideea asta. Bă, acum poți să simți un succes al țării în, în situația asta. Poți să te bucuri. Poți să te bucuri. Da, să te mândrești tu. Bă, nu eu personal, că nu mă mândresc. Asta, păi, că, păi, că dacă fratele tău obține o performanță, nu te mândrești tu, e reușita lui. Dar normal. Vezi că noi, dintre noi, din familie, asta are și băiatul ăsta. E o bucurie, cumva o mândrie. Tatălui se poate mândri cu el. Nu a muncit tatălui, n-a notat tatălui. Păi eu înțeleg că a muncit foarte mult tatălui. Bun, tatălui o fi muncit. Înțeleg că toată familia lui a muncit deci, mult de tot ca să aibă toate condițiile să facă performanță și a făcut. Da, tatălui se poate mândri. Bun, tatălui se poate mândri, dar n-a notat el. Bun, e ceva, vreau să explic. Nici antrenorul n-a notat, poate în familia domnului Popovici ori fi și oameni care nu au participat direct, dar se pot mândri că, uite, din familia noastră s-a născut băiatul acesta care are această performanță. Are dreptul omul respectiv să se mândrească. Are nu pot să zic dreptul, că poate un pic, are prilejul să se mândrească, da? Bă, același prilejul avem și noi, că dintre noi românii, uite, există și români de genul acesta și ne putem mândri cu ei, adică de ce să nu... Și europenii ar trebui să se bucure, că totuși de pe continentul european, nu de pe continentul american. Nu, eu nu vă suport cu mândria asta când face cineva, ne lipim la succes. Da, am văzut că... De ce nu vă bucurați? Dom'le, sunt extrem de fericit că imnul României a fost cântat pentru că... Dar mândru ce că mândria? Ce-a notat... Deci asta la mândria, oarecare reținere, că pare că ne lipim și ne la succesul. Eu pe băiatul ăsta nu l-am întâlnit în viața mea. Dar mă mândresc că e... Eu m-am întâlnit cu el. Tu te-ai întâlnit, tu poți să te mândrești. Poate să mă mândresc. Poate tu ai influențat viața într-un fel, îți dai seama. Andrei Pleșu la un moment dat scrie într-o carte exact despre... Suntem mândri de cartea scrisă de Andrei Pleșu. Despre, scrie exact despre lucrul acesta, despre felul în care resimte românul ca un alibi al propriei competențe, faptul că Elena Stase știa să manevreze bine racheta. Ca un alibi al propriei competențe. Dom'le, înțeleg argumentația, nu mă înțelegeți greșit. Înțeleg situația în care ne aflăm în idee. Dar, pe de altă parte, bă, dintre noi, din spațiul acesta, s-a generat acest succes. Nu, adică s-a produs acest succes între noi. Totuși, putem să avem, să ne racordăm și noi la acest succes, câtă vreme ni se întâmplă. Vezi că asta îmi place mie, totuși, că în momentul când apare un român care a făcut o nenorocire, simțim o jenă. Dar te rușinezi? O jenă respectivă. În străinătate, când te duci, te rușine să spui că ești român după ce... Dar când apare o știre de un român, nu știu, doamne, a făcut în lume o nenorocire, simți oarecare jenă, uite, bă, un român dintre ai noștri, uite ce a putut să facă acolo. Da. Dar de ce nu putem să simțim și o mândrie dacă o jenă simțim? Adică de ce ne putem, de ce rezonăm doar cu... Aici, vorba de nuanțe. De exemplu, eu nu simt o jenă când face un român o problemă în străinătate. Simt o nemulțumire personal pentru... Fiecare. Nu, simt o nemulțumire pentru că compromite. Oamenii au tendința de a generaliza. Dacă un român face o tâlhărie, vor spune, bă, românii oricum sunt hoți. Da. Și te deranjează asta la nivel național pentru că îți compromite imaginea. Da. Eu nu mă simt vinovat că face tâlhărie un român în străinătate sau în țară. Da. Dar resimt efectele. Aici sigur că mă bucur. Este un cetățean român, un român care, iată, cu însemnele statului român pe slipcă sau pe cască, pe unde cască, are, pe cască, dar poate și pe slip le avea. Da. Așa. Și îi se cântă tricolorul. Bravo. Sigur, e bine pentru țara asta. Da. Că este menționată România într-un context pozitiv. Da. Doar cuvântul mândrie, cred că de acolo pornește. Okay. Renunțăm la mândrie, rămânem în bucurie și mergem mândrie să vedem... Mândrie și prejudecată, domnul... Ce prejudecăți avem în legătură cu domnul ministru care simte și el nevoia să se racordeze? Nu ești mândru, de ministru tău? Care ministru? Că toți s-au lipit, nu? Domnul ministru al... De profil? Sportului. De specialitate. Domnul... Ai fost mândru când domnul Eduard Novak a câștigat medaliile la jocurile... olimpice, paralimpice, paralimpice, tot în cadrul. Da. Dom'le, vreau să vă spun cu sinceritate că nu prea am aflat la momentul respectiv despre aceasta. Nu a ajutat. Dacă ai fi știut. Dacă ai fi știut. Te-ai fi mândrit? M-aș fi mândrit. Dar asta, să ne mândrim cu domnul ministru care dă să se mândrească. Și apoi să discutăm puțin și de poporul român. Vreau să vorbesc un pic de poporul român care se mândrește. Da. Fapt, lasă-l pe Eduard Novak, că-l vedem. A fost un mare scandal, domnul Cuzean, sigur ați văzut. După ce a câștigat medalia de aur la 200 de metri, David Popovici. Acum două zile, Acum două zile, lumea extrem de nemulțumită că n-a fost transmisă această competiție. Ne câștigă românul nostru, vrem și noi să ne mândrim, ci trebuie să aflăm de pe internet, că n-avem unde să vedem. Da. Motiv pentru care domnul Turturică, actualul președinte, director general al televiziunii române, făzând presiunea, băi, domnule, cât dracu costă, mă, transmisiunea? Și-a dat om, a umblat la van 30-40 de mii, cât a fost... Cumpărați-o, doamne, iartă-mă, că mă așteaptă lumea la ieșire din televiziune. Mă înjură lumea pe stradă că nu vă difuzez. Motiv pentru care ieri ce a fost? Semifinala, da? Da. Ieri a difuzat televiziunea națională, cu care ne mândrim, că e a noastră, așa, a difuzat competiția. Da. Câștigată de românul nostru.
M-am uitat astăzi pe cifrele de audiență, domnul Buzoianu. Destul de scăzute. Ce, mă? Adică TVR-ul a avut audiență dublă peste vreo două ore, nu știu ce, doamne, iartă-mă, era dublă față de ce a făcut, nu era mare nici dublă. Nu, dar... numai că n-a ieșit în media postului, da. Dar a fost un pic sub. Și eu vreau să-i întreb acum pe telespectatorii noștri, da, numeroși, miliardele de telespectatori. Dumneavoastră, când vă mai întâlniți cu cei care erau nemulțumiți de lipsa difuzării, da, de nedifuzare, i-ați întrebat, dumneavoastră, dar v-ați uitat sau vă deranjat de principiu? Unde erau, mă, România care au disperat să-l vadă la televizor în sufragerie mare pe Popovici? Erau la Bună România, urmăreau. Dar erau altceva, la Bună România. Vezi că am împărțit cu România TV. Altceva vreau să remar, totuși. Nu, continuare idei. Bă, ăsta e felul român. Dacă nu-l inviți, nu-l inviți la eveniment. Dacă nu-l inviți, se supără, dacă-l chem, nu vine. Cam ăsta e românul. Dacă nu vă difuza Turturică la TVR, da, competiția, era scârbiți. De ce avem, domnule, televiziunea asta dacă nu difuzează? A difuzat, a avut invitații, nu am ajuns, dar l-am difuzat. Că... foarte bine că, bun, s-a dat. Te-ai uitat? Niciodată. Niciodată. Hai să vedem astăzi, o să mă uit pe audiențe mâine dimineață, să vedem dacă astăzi la finală v-ați uitat, că vă mândriți, dar nu-l vedeți pe băiat? Așa distrăgeai atenția de la adevăratele succese, veneai și discutai... Lasă, domnule, că noi ne permite. Ne sacrificăm noi audiența pentru finala de astăzi. Hai, deci nu vă supărăm dacă v-ați uitat astăzi. Dar acum puteți să dați înapoi la emisiune, că s-a terminat, gata, a luat aurul. Clar, gata. Aplaudăm și noi aici, cum aplaudă și ei acolo. Hai să vedem ce aplaudă domnul ministru despre care vă vorbeam un pic mai devreme, că sigur că l-au apucat și pe el aplauzele. Fenomenal acest sportiv. Toate inimile României au bătut în pieptul lui și i-au dat putere. I-am transmis felicitările mele și cât de mândri suntem de el. Asta a scris ministrul sportului pe pagina de Facebook la scurt timp după recordul doborât de David Popovici la campionatul mondial din Ungaria. Pentru cetățenii maghiari însă, Novak a tradus și adaptat mesajul din aceeași postare. Acest sportiv este fenomenal. Toate gândurile noastre i-au dat putere. Îl felicit și îi transmit cât de mândru sunt de el, a scris Novak pe Facebook. Acuzat că a pus bazele unui nou scandal, ministrul se apără și spune că nu el este cel responsabil de postările care apar pe pagina sa de Facebook. Nu eu postez, nu eu traduc. Cine a tradus a considerat că sună mai bine așa, eu nu am ce comenta. Maghiara nu se traduce cuvânt cu cuvânt. Gafa vine la câteva săptămâni după un alt moment controversat, care l-a avut în centru pe ministrul sportului. Invitat în platourile B1 TV, Eduard Novak a refuzat să recite versurile imnului național al României. Încep eu, continuați dumneavoastră. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte în care te adânciră barbarii de tirani. Vă rog. Continuă, da. Barbarii de tirani, acum ori niciodată, croiște-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani. Da. Dar o primă reacție din partea domnului Ciolacu, trebuie să dăm jos burtiera pentru că are și domnul Ciolacu burtiera sa proprie, o declarație a domnului Ciolacu, eu l-am dus pe Popovici la not. E această glumă care circulă pe internetul, domnul Zanfir, această meme care circulă pe internet. Nu e adevărată? Nu a făcut această declarație domnul Dragnea? Domnul Ciolacu, celălalt. Și eu ce am zis? Ah, ok. Pentru că domnul Ciolacu a venit și v-a povestit zilele trecute că, domnule, Partidul Social Democrat intervine în momente crunte. Uite, ne-a băgat și NATO, ne-a băgat și Uniunea Europeană. A înființat Uniunea Europeană, parcă a zis și asta. Acum bănuiesc... A înființat și NATO? Nu știu dacă a făcut-o, dar trebuie să o facă. Nu știu dacă n-a asta e o declarație care, chiar dacă nu a fost rostită, a fost gândită. Și vă amintiți cum în urmă cu câțiva ani celălalt domn Dragnea, Liviu Dragnea, de acea dată, se mândrea tot pe internet, într-o declarație neformulată, dar sigur gândită de asemenea, că n-a fost simplu, dar a reușit să lungească ziua cu o oră. La un moment dat a venit și cu la trecerea de s-a muncit un pic, s-a domne, făcut, s-a adresat. Eu am mai adăugat ori. Așa și aici Marcel Ciolacu, el l-a dus pe Popovici la not și chiar cred că peste un an, doi sau trei într-o emisiune... Când se mai uită, se mai... O să povestească, l-am cunoscut, era mic, era firav, așa l-am luat de mână și am zis, haide mă să te duc la not, că te văd ceva în tine, văd. Bine, știi cine ar fi în stare să povestească asta? Și mă mir că n-a făcut-o deja. Domnul Gușe, mă. Mai ții minte domnul Cosmin Gușe când povestea într-o emisiune, era cu domnul Bogdan Chiriacan și difuza niște pasaje, că era formidabil, era fenomenal. Și el îți explica practic cum a inventat fiecare
cetățean din politica românească. Parcă ceva mi-aduc aminte, dacă l-a dus la Sibiu, l-a adus pe Klaus Iohannis și l-a prezentat lui Năstase. Hai să facem ceva cu el. Nu-l vreți. Bine. După care l-a găsit pe Traian Băsescu, mergea pe vino mă încoace să te fac op. S-a mai dus, trebuie să găsim înregistrarea. Este un nu o să spun, o să se simtă jignit dacă spun că e un delir acolo, aproape mistic, care îl prezenta pe Cosmin Gușă. Deci Cosmin Gușă se prezenta pe sine ca fiind sursa politicii românești. De la el a început politica. El a emanat un pic de politică, a inventat niște politicieni și vedeți și dumneavoastră ce a ieșit. Am văzut ce se întâmplă pe pagina domnului ministru și aici să vedem totuși o performanță de asemenea obținută de sportivi români. România în finala Silver League la volei masculin. Victorie clară contra Ungarii. Naționala masculină de volei acum câteva zile a României s-a calificat în finala competiției Silver League după ce a învins echipa Ungariei cu scorul de 3-0. Sâmbătă, în finala jucată, bă, să vezi situația naibii tot la Budapesta, unde se desfășoară și competiția de not pe care am difuzat-o un pic mai devreme. Mă rog, din care am difuzat. Dar asta e normal? Așa ceva? La ce te referi? România să învingă naționala Ungariei? Să nu fie considerată o formă de discriminare. De discriminare. Etnică. Sperăm că nu. Că noi avem etnici maghiari în România și nu știu dacă ei nu se vor simți jigniți aflând că reprezentativa României a învins naționala Ungariei. N-aș vrea să picăm în patima asta ultranaționalismului frenetic, a patriotismului lipsit de limite și să promovăm astfel de știri, motiv pentru care eu cu scepticism anunț, nu ca o veste bună, ci ca o informație seacă. Seacă, fără nicio... România, victorie clară contra Ungariei. O fi bine, o fi rău, nu stau eu să mă pronunț aici, mă trezesc după aia că iarăși. Poate și asta e discriminare. Dar pe de altă parte, tu ai anunțat-o, dar ca informație seacă se găsește, domne, pe pagina de Facebook această persoană, discriminezi între, să te apuci să discriminezi între sportivi, adică, ok, înțeleg, performanță mare la not, ne bucurăm cu toți. Bă, da, uite, avem o performanță mare și la volei. Ia să intrăm, sigur, poate nu-i de aceeași tari. Ia să intrăm pe pagina domnului ministru să vedem dacă a aplaudat și această performanță pe care sportivii români au dobândit-o. Și acum vei fi considerat tu deplasat. De ce să fiu deplasat? Pentru că, domne, chiar nu înțelegi așa, vrei să jignești niște sensibilități? Da. Nu înțelegi că el e etnic maghiar? De ce îl pui să se bucure pentru victoria României în fața Ungariei? Că el e cetățean român etnic maghiar? N-are cum să se bucure când țara al cărui cetățean e... Da? Învinge națiunea cu care se identifică din punct de vedere etnic. Înțelegi? Deci asta ți se va spune. Și îți spun că după deși domnul ministru al sportului din România, din guvernul României, nu va avea un mesaj de felicitare pentru reprezentativa României la volei masculin, tot tu ești ăla cu problema pentru foarte mulți telespectatori, sper că nu și pentru instituția statului, pentru că a insinuat acum, ia să-l văd cum se bucură. Este. Și dacă nu se bucură, ce face? A apucat să menționeze succesul de la ea. Gimnastică ritmică e fericit. Acum 27 de minute. Ce-a făcut domnea cu 27 de minute? Dați play să ascultăm, nu știu. Ia pune, sper că nu jură. Traducere. Că n-avem cenzură. Dacă, uite, 3 minute a vorbit. Ce, 3 minute întregi? Ia, dați-i tare. Transmitem live aici finala mare a lui David Popovici. Din păcate, zborul de la ora 5 al taronului a fost anulat, așa că nu am reușit să ajung la Budapesta. Am așteptat până ultimul moment să pot să mă duc să văd live competiția. Deci n-a putut să meargă din cauza zborului acolo, eu vă traduc ce zice. Dar n-ar trebui să existe și translatori în limba maghiară, că poate sunt oameni pe pagina, nu înțeleg ce dracu zice. Bă, ce zice omul ăsta aici, mă? E vorba de electoratul său, care în momentul de față este privat de aceste informații. Dacă postările sunt bilingve, de ce nu sunt și comunicările publice? De ce nu există cel puțin subtitrare, dacă nu dublaj? Live-ul trebuie făcut în două limbi, cel puțin două limbi. Mă rog, asta este situația. Niciun cuvânt despre victoria României în fața naționalei Ungariei și nici nu așteptam să fie așa ceva la volei. Domnul Buzeanu, mă dezic total de atitudinea dumitale. Ai încercat să faci o provocare interetnică aici. Nu, am vrut să văd dacă vei achesa. Te-am provocat dacă vei achesa. Niciodată. A fost un test, a fost o capcană. Sunt garantul corectitudinii politice în această emisiune. Asta a fost, deci nu a fost nicio intenție. Și un pic de publicitate de toate felurile, pentru toate gusturile, pentru toate genurile, fără discriminare. Reclamă, cum se zice maghiară la publicitate. Și revenim în mod spectaculos, nu știu cum ați văzut, nu știe nici măcar atâta lucru. Uitați Șovinul unde era. Pauză și revenim.